Pace și bună ziua! Uita și părsta să suie pe mine! Vrea și el să fie filmat, că nu mai fost de mult! Stai jos! Stai da. Jos! 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 Și Natalia e în acțiune. Toată lumea. Da. Facem o rețetă cu pește, dar prima dată o zis Angie să vă filmăm. Florile. Hai, filmează florile, dragă. No. Uitați ce flori vă arătăm noi? Trandafirii ăștia îs aparte față de aia la strandafiri. Uitați aici, zici. Parcă-i bujor, vedeți? Așa se. Deci ei nu sunt așa ca trandafirii chiar. Și acum vă arătăm un trandafir care și ăsta mi-i place. Dar de când avem părul ăsta, pomul, nu mai face săracul ca înainte. Vedeți ce floare mare face? Da. Uitați ce floare mare. Și când se deci când îi la început, când înflorește, îi roz, îi crem. Îi crem și după aia se face roz toate mărginile astea. Și așa parcă e stropit cu ceva. Și ăsta e foarte fain trandafir, da? De când avem părul ăsta, nu mai îi cum trebuie. Și trandafirul ăsta trebuie băgat înăuntru mai o leacă. Și o să-l punem înăuntru aici și pe el. Aici uitați! Florile astea frumoase deja au înflorit, vedeți? Și aici, uitați ce frumoase îs. Și acolo. Și acolo. Deci, ori înflori toate, deja e sezon. Eu mă duc și îmi pregătesc ceapa, bine? Să facem rețeta. Cu ceapa. Da. Și daliile. Acum ce să facem așa? Wow! Uitați ce frumoase! E un roz așa deschis. Frumos. Chiar e frumos. Super. Așa. Și pe zi de ce? Pe sezon de toamnă. Uitați. Deci așa arată grădina noastră. Asta chiar că trebuie să o punem în pământ. Urmează. Și uite așa, cam cu atâta ne-am ales noi toamna cu florile. Și aici tot din aia e ca pe partea cealaltă. Și floarea lui Natalia, lui Daci, îi merge foarte bine aici. Dar mai un pic trebuie și pe asta să o punem înăuntru. Dalia a rămas tot așa. Asta galbenă. Și mai dă încă una. Mușcatele îs vesele tot aici. Le merge bine. Mai este o dalie aici. Iasomia tot așa a rămas. Nu știu ce să zic. Eu am spus că acolo... Natalia! Am spus că acolo nu prea e bine, pentru că e tot timpul umbră. Acum, nu știu, vedem la anul dacă mai trăiește. Pentru că iarna, vă dați seama, acolo cred că e cel mai frig în colțul ăla. Numai umbră. Rămâne de văzut. Roșia lui bunica, uitați aici, o mai lăsat-o. O mai sperat că mai face o roșie, dar văd că nu mai. Și în rest, Natalia, mami, tu ce faci? Da, ți-ți place că plouă cu... Ai, Natalia, nu-i voie, mami, nu-i voie. Îs frumoase, mami, și păcat. Da. Ce să fac? Și asta văd că îi merge bine, chiar îi merge bine. Uitați asta. Wow, e super asta. Asta chiar e superbă. Când o să înflorească, cred că e aceeași ca cealaltă mare, din partea cealaltă unde e părul. Cred. Lămâiul e acolo, dar încă n-a dat niciun lămâi. Au avut flori, dar nu știu de ce n-au dat. Poate ceva nu-i oplit.
Ok. No, și cam asta e la noi în grădină. Și acolo mai este ceva trandafir. Aici. În mica noastră grădină cam asta e. O să mergem și la bunicuța din Șofronea, că vreau iarăși să mă duc la cimitir. Vreau. Și o să mergem și acolo. Și o să vreau și la bunica cealaltă să mă duc în vizită. Chiar vreau. Și uite așa e grădina noastră. Și Natalia cu Ciuciu se distrează. Unde-i Ciuciu? Ciuciule, unde ești? No, hai să te filmezi, că tă pe mine ai fost să te filmezi. No, hai da. No, zi ceva. Zi ceva la fanii tăi care îi place hai, foarte bine, mult de tine. Hai. Hai, zi. Bună ziua, eu sunt Ciuciu. Ce mai faceți voi? Zi, Ciuciule, fanii tăi te iubesc. No, hai da, lasă-mă, du-te de aici, acum și tu. Așa. Hei, aici, în partea asta, v-am arătat, uite, astea sunt preferatele mele, că tot timpul, și vara, și toamna, uitați aici, înfloresc. Și astea chiar sunt super și au ceva semințe negre acolo, care cade jos și atunci la anul dă iară. Astea le am de la bunica mea. Și... Natalia, stai frumos, mami. Și aloe vera, nici ei nu i-o plit vara asta, pentru că a fost foarte cald, într-adevăr. Asta iară trebuie să punem înăuntru și astea să trandafirii și, da, și astea trebuie puse înăuntru, o să le punem, chiar o să fie momentul să le punem și pe astea. Și părul îi cade, așa, încet, încet, tot îi cade frunzele. Fiecare an a fost așa, îi cade încet frunzele. Și aici, uitați ce frumoase și astea, vedeți? Foarte frumoase sunt astea albe și alea galbene. Deci astea albe și galbene îmi plac foarte mult. Uitați, și astea de la și toamne ori dat. Uitați ce flori frumoase au dat și toamna. Și miroase, cred că. Nu, nu mai miroase, văd că nu mai. Dar și în partea aia, aici, și aici, și... Dar aici văd că a început să se usuce. Ok. Și asta sărăcuță au dat și o floricică mică, mică, mică. Da. Ok, Natalia. No, hai să vedem ce face bunica. No, bun, Ciuciule. L-ați văzut pe Ciuciu. Acum, unde-i? Da. Bunica, stai să aprind becul, că văd că becul mi-a prins. Aici. No, ce facem azi de mâncare? Am tăiat ceapă și nu mai pot. Se vede. Se vede. Uitați aici ce gutui frumoase. Frumos. Wow. Sunt chiar frumos. Uitați aici. De unde le găsă pe astea? De la Kaufland, la sare. Și eu am luat câteva de la Kaufland. Acum? Nu acum, acum o săptămână și să știi că așa faine și zemoase au fost. Chiar m-au plăcut. Chiar au fost super la gust și dulci. Faine. Faine așa. Ok. Băbuța noastră îi place la noi. S-a acomodat cu noi. Băbuța de acolo care stă o săraca agățată. Câteodată o certă, zic că ea nu mă ajută cu nimic. Nu vezi? Dar e atât pe tine să uită, nu vezi?
Adă cântarul să cântărim ce am eu aici. Ce aici? Văd eu, atâta ceapă? Atâta ceapă? Da. Ai reușit? Ok. Hai, pune pe zero. Hai să pun pe zero. Nu, acum e pe zero. Să zic eu, jumătate de kilogram. Cât e? Da, jumate. Chiar? Jumate, da. Wow! Nu. Da. Așa. Și acum? Uitați așa. Punem, ca să punem pește la... în oțăr și ceapă. Și tăiem ceapa așa. Ce nu am eu, semințe de muștar. Ei, da. Am spus că iau astăzi și n-ai dar mai ajuns. Am fost atât de grăbită că am știut că la două trebuie să plece Angi cu Natalia la logoped. Și am venit, cum să zice, într-un suflet. Și în piață m-am întâlnit cu un fan, cu un domn, care așa frumos m-a salutat și așa frumos m-a întrebat de Natalia ce face și că nevasta lui se uită tătuna la noi. Și cu ocazia asta vreau să salut pe doamna. Dumnezeu să vă binecuvinteze, doamnă scumpă, și vă mulțumesc că mă apreciați și vă uitați la mine. Dar la domnul nu i-am spus nici atât cât spun eu acum, fiindcă am fost grăbită. Atât de grăbită. Da. Am luat, chiar acolo s-a oprit domnul lângă mine, când am cumpărat strugul de la o doamnă, pentru Natalia, și m-a întrebat că cum să ajungă el la piațul Mihai Viteazu, ca să meargă să cumpere ardei gras. Dar eu atât am fost de grăbită că n-am apucat nici să-i explic cum să meargă pe jos sau... Am zis că să-și cumpere, să-și iei taxi. Dar nici taxi nu era, fiindcă nu mai da voie la taxi să stea în față la biserică, fiindcă ori pus crucea la biserică, în urmă cu 4 ani a fost o ploaie mare și a căzut și atunci astăzi ori pus-o. Și nu a lăsat nici taxi să se apropie pe acolo, în preajmă. Nu le-a dat voie. Stătea acolo poliția și era acolo oameni cu macara ca să pună crucea. Și cred că nu a ajuns domnul la taxi, dar nu știu ce s-a întâmplat ieri. Că eu am fost foarte grăbită. Sardine. Avem. Deci asta să le punem așa la marinat. O să vedeți. Mai da, ce tare e sata. Ai făcut la mine o azi. E, tata mea, grijă. Vezi că iară se cade jos și atunci se duc cu totul jos. Așa. Peștele, vezi? Peștele. Ai grijă să nu calci pe vezi două. Vezi peștele? Dos. Astea... Astea le spăl. Da, spanele și poți să le pui, da. Peștișorii, mami micuți. Ăștia sunt foarte buni, mami. Mie mi-au plăcut foarte mult așa prăjiți ăștia. Da, da. Nu, știu eu ce zici tu de prăjit, dar asta nu-i pentru da, prăjit. Știu. Acum noi le spălăm puțin, să nu fie chiar. Și așa cu tăcumață, cum zice fetele mele, mami, dar cu tăcumață când erau mici. Da. Așa, așa le punem. Ok. Așa. Ești cu tocumațe, se servește. Să știți și voi. Acum cine dorește să nu mănânce mațe, poate să le scoată. Să le scoată, da? Nu e obligatoriu. Fiecare să-l scoți, uite așa.
Ce să scoți? Dar ce să scoți? Că uite, nu-i nimic. Mață. Acum, dacă o fi mâncat săracul, eu știu ce să zic, că o fi mâncat. Deci nu am semințe de muștar, dar aici e suficient ce pun eu. Da, condiment de toate mirodenile. Și uitați, punem și sare. Cimbru, ce mai e acolo? De toate. Busuioc și din astea uscate, deci ierburi uscate. De sare și ulei de măsline. Așa. Și oțet. Oțetul puneți după gust. Cum vă place? Cum vă place. Și sarea la fel. Și amestecăm așa. Și ținem la frigider cel puțin 2-3 zile. Ok. Și atunci facem cartofi în coajă. Cu pești din ăștia. No, cum e? E bine, numai nu știu ce să-ți fac. Să mai pun oțet, e suficient. Cred că trebuie apă. Nu trebuie nimic. Lasă el aici atât ce vrei. Da? Da, da. Ok. Deci, așa arată. Și se pune la frigider. Și atunci... Și atunci, păpăm. Păpăm. Ceva bun, bun. Da. Acum, ca să nu ne miroase nou în frigider. Găsă cu Peppa Pig. La Natalia nu-i mai place Minnie Mouse. Mama Peppa Pig îi place. Schimbătoare ca baba sa, când zice pun un nou și pun două. Ce să faci? Eu spun, eu îl recunosc. Da. Deci. Așa că cu doamna care domnul m-a întâlnit astăzi, n-am terminat să spun că vă mulțumim foarte, foarte mult. Stai câte... Așa. Ne apreciați. Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurii multe. Mm-hmm.
Georgeta, și... cred că se numește. Nu, doamna care mi-a șorțuri, o cheamă Carmen, pe la... Vezi că se supără? Da, iar se supără pe mine. Și-s atâtea doamne frumoase, uite, am ulei de măsline de la o doamnă care da. Nu poate da ce